nou cuplu în showbizul românesc. Alina Crișan s-ar fi combinat cu un primar, dar nu orice fel de primar, ci un primar care este mare amator de femei frumoase. Se pare că Alina i-ar fi răspuns pozitiv încercărilor acestuia de a o cuceri și de la aceste încercări până la o relație n-ar mai fi fost decât un pas. Ei bine, în trecut, primarul ar fi încercat să se combine și cu alte femei frumoase din showbizul românesc, cum ar fi Elena Băsescu sau chiar Andreea Bălan. Despre un nou cuplu din showbiz, așadar, domnule Condurățeanu, Alina Crișan, fostă componentă a trupei Asia și un bărbat extrem de potent financiar, este și primar, mare amator de femei frumoase, primarul Casanova, așa îi se mai spune, pentru că, de-a lungul vieții sale, el a țintit doar la femei de succes. Printre ele le-a enumerat și colega mea Mirela, handbalista Dana Nechita, le-a curtat fără succes pe Eba, pe Elena Băsescu, dar și pe alte vedete din showbiz, cum ar fi chiar și pe Mihaela Rădulescu. Până la urmă, iată că s-a oprit la Alina Crișan, era de vreo 40 de ani. E vreo diferență, eu oarece diferență de vârstă între cei doi. Momentan sunt zvonuri care aveau relații, dar știți cum e. Nu prea iese fum fără foc. Da. Eu mi-amintesc personajul Alina Crișan că atunci când s-a pus problema completării formației de succes Asia, a fost un întreg concurs la televiziune pe care l-a câștigat clujeanca Alina Crișan, care chiar a devenit componentă a formației Asia. Eu atunci, ea era drăgălașă, așa, o blondă spectaculoasă, avea și ceva voce. Pe mine m-a dezamăgit, pentru că în momentul în care era acel concurs cu emoții, era un reality show, ea a venit cu iubitul ei de liceu din Cluj. În momentul când ea a devenit membră de succes a formației Asia, a uitat de iubirea de tinerețe. Pe urmă, a avut o felul de... E o fată cu succes. Cu crai de ăștia... Unul a fost și băiatul lui Pițurcă. Așa este. Și mai multe... Într-adevăr, domnul Titu, dar eu știu despre o relație în care aceasta a fost prinsă cu infidelitatea. Stătea acasă pe telefon, chiar în aceeași cameră cu iubitul și fără să știe că telefonul era conectat la televizor, ați văzut cum sunt tehnicile astea noi, aceasta a schimbat mesaje cu un portughez. Să fie ea... Bă. Cu care l-a înșelat și a fost dat afară din casă și așa mai departe. Credeți că este o femeie de încredere, o femeie cu care să ai o relație? Da. Prietenul meu de suflet. Păi asta completează ce ai spus tu acum perfect cu ce am zis eu, cum s-a lepădat ea un, doi, cu de o iubire de ani de zile la săracul. O însoțea la concurs să n-aibă emoții. Și că l-a schimbat ca pe un sutien. Și asta se potrivește cu zborul ei de fluture. Bine, știți cum e, că l-a înșelat pe Didi Nunes cu un băiat de oraș și asta a trecut. Credeți că acum e în stare, e capabilă să aibă o relație cu acest bărbat? Credeți că o să o privească cu ochi bun? Credeți că o să o ia de bună, cum s-ar zice? O să-i dea credit? În primul rând... primarul de care vorbiți, da. Și eu cred că e un bărbat uns cu toate alifiile, care are experiență de viață, așa că nu cred că o să-i meargă. Cred că ne gândim la același personaj, nu? Este un primar foarte bine. E un primar suspus, are bani, are o vilă superbă acolo unde e primar. S-a iubit cu multe domnișoare celebre. Păi asta vreau să spun. În primul rând, un personaj. Era aspectoasă, nu putem spune frumoasă, dar o femeie puternică și ambițioasă și o femeie de cursă lungă a fost Ada Nechita, care era handbalistă din formația campioană Râmnicu Vâlcea și din naționala de handbal. Ori dacă te iubești cu o femeie atât de puternică precum Ada Nechita,
ai o anume experiență. Lăsați că și dosarul Alinei Crișan nu e unul de trecut cu vederea. L-ați menționat mai devreme pe Alex Pițurcă, pe fiul lui Pițurcă, cel care de fapt la momentul respectiv a înșelat-o pe Alina Crișan și cu Codin Maticiuc, s-a iubit și cu Mihai Răduț, cu fotbalistul Mihai Răduț, adică și Alina are, frumoșel are ceva la Mihai Răduț. Frumoșel Răduț. Credeți care, într-o posibilă relație între Alina Crișan și acest care primar? Care Răduț s-a iubit și cu pistolul. Așa cu... e, da. Da. Pe toate le știți, domnule Condurățean. E spectacolul vieții. Vedeți o idilă între Alina Crișan și acest primar? Păi primarul ăsta mă tem că el se scutură de ea repede. Mm-hmm. E primar mai de nordul țării, nu? Exact. Și așa cum l-a făcut ea să sufere e pe divinunie, să nu fie ea acum cea care să-și o ia. Auzi slăbiciunea mea, Natalia. Ăla, primarul ăla e deștept de sparge. Mm-hmm. Și eu cred că o să o joace titirez el pe Alina Crișan. Da,